strumentele de scris și suportul pe care se scria s-au perfecționat, a crescut și viteza de scriere și segmentele drepte care formau cifrele s-au rotunjit, ajungându-se la forma de azi. S-au rotunjit, ajungându-se la forma de astăzi. Și hai să vezi cum au fost. Și acum să vedem cum arătau cifrele arabe în vechime, iar logica formei lor o O veți veți descoperi descoperi singuri. singuri. Ia uite, de unde Așa vine erau? 1? De unde vine 1? De la un unghi. Da, de la Z. De la un unghi, nu de la z. De la un unghi. Are un singur unghi aici. 2 are două unghiuri, vezi? Și cu timpul ea s-a rotunjit, s-a transformat într-un 2 rotund. 3, observ că are 3 Trei unghiuri, unghiuri. da? Îți arată. Și 1, 2, cu 3. timpul s-a rotunjit. Da, cu timpul s-a Adică rotunjit. oamenii au început să-l scrie rotund. Da, a început să-l scrie rotund și odată numărul dubla câte unghiuri aveau. Știi? Ia de mai departe. 4. 4 are 4 unghiuri, e clar. 5. Are Mergem în 5 unghiuri, continuare. 6, 7. 6, 7, 8, nu așa. Ups, am uitat. 9. Uite 9, cum 1. era, vezi, făcut. Mamă, era mult mai diferit. Era totul pătrățos. Da. Și mai interesant, cel mai interesant dintre toate. Și cel mai interesant dintre toate, De ce? Niciun unghi. adică 0. Cum era? Păi n-are niciun unghi. Are vreun unghi? Asta e 0? Da, 0. Niciun unghi. Da, e exact ca noi, cum îl facem noi. Da. Fără niciun unghi. Dar înainte cum era? Păi așa, s-a terminat. Asta e, vezi? Se pare interesant. Bun. Dar ce repede mai fi scris? Nu are nimic scris, am lăsat-o ca să fie ca o copertă, știi? Să fie ca o copertă, să poți Că să... te vantai? Super! Arată ca un evantai. E super, am un evantai aici.